Practic, ce vă voi prezenta astăzi reprezintă, și sper să o fac cât mai concis, reprezintă pe lângă rezultatul a unei munci de cercetare făcută de oameni cu peste 25-30 de ani de experiență în domeniul bancar, în companii, în nume foarte mari din domeniu, gen JP Morgan. De asemenea, este practic o evoluție necesară a metodologiilor de măsurare expunerii la risc, care este atât așteptată cât și încurajată de autoritățile de reglementare la nivel internațional. Aici apare să fie foarte evident o situație de genul nu se știe cine să reacționeze primul, ou sau găina, pe semne. Pentru că, pe de-o parte, piața așteaptă de la autoritățile de reglementare să spună nu numai ce să facă și până când să facă, ci și cum să facă. Pe de altă parte, autoritățile de reglementare par să lase inițiativa pieței și să aștepte din piață orientări cu privire la cum anume pot fi rezolvate o serie de probleme în acest moment. De asemenea, este poate cel mai avansat concept teoretizat până la ora actuală cu aplicații în domeniul măsurării directe a expunerii la risc și pentru a fi, să zicem, replicat sau măcar ajuns din urmă de altcineva, efortul necesar cercetării trebuie făcut practic din nou, acesta va lua timp, etc. E poate cea mai avansată astfel de teoretizare în momentul actual. Merge. Rugămintea este că m-am uitat puțin peste prezentare înainte, în 10 minute dacă s-ar putea încadra, sigur, ar fi perfect că suntem cu timpul. În principiu ce încercăm să scoatem în evidență este faptul că criza sistemului financiar a scos o serie întreagă de slăbiciuni majore în ceea ce privește abordările tradiționale ale managementului de risc, iar principala modalitate de răspuns a autorităților de reglementare a fost practic solicitarea de majorare a rezervelor monetare a băncilor, care practic a avut ca și consecință scăderea masei monetare în circulație și de aici practic adâncirea crizei. Sistemele de raportare a riscului continuă să se bazeze pe măsuri practic tardive și foarte mult dependente de modele cantitative complexe. S-a menționat și astăzi că practic acesta e o zonă în care se așteaptă schimbări în perioada următoare. Iar de asemenea faptul că multe din aceste modele se bazează pe factori subiectivi întârzie de asemenea timpii de reacție și calitatea acestei reacții. Aceste tehnici, practic, nu reușesc să furnizeze, așa cum ar trebui, elemente de bază prin care expunerea la risc să poată fi cuantificată, agregată și raportată pe măsură ce se acumulează la modul diferențiat pe produse, pe linii de business, pe teritorii, depinde cum sunt aceste lucruri necesare. Practic, în baza numeroase studii, atât Comitetul de la Basel, cât și FSB-ul, Financial Stability Board din Marea Britanie, au recunoscut, practic, au tras niște concluzii care au fost comunicate public, că acest cadru de reglementare actual este excesiv de complex, rezultatele pe care le furnizează nu sunt suficient de comparabile și nu furnizează suficientă încredere. Și de asemenea există o imposibilitate de agregare a datelor despre expunerea la risc la nivel general în sistem. O să trec foarte repede peste citate, eventual o să vă dau sursele. Este vorba de o serie de documente emise de Comitetul de la Basel. Una dintre concluzii era că urmărirea unei creșteri a sensibilității la risc a crescut considerabil complexitatea cadrului de adecvare a capitalului în anumite zone, în special în cazul metodologiei de calcul a activelor ponderate la risc. Pe lângă reacțiile Comitetului de la Basel, mai este vorba și de reacții din cadrul băncilor centrale. Există un discurs foarte interesant al lui Andrew G. Haldane, nu știu în ce măsură vă spune numele ceva, el este director executiv pentru stabilitate financiară la Banca Angliei și care eventual puteți căuta pe net, discursul se numește The Dog and the Frisbee.
practic arată cum în această enormă complexitate către care a evoluat sistemul bancar este nevoie de o abordare mult mai firească și mult simplificată a felului în care lucrurile sunt abordate. S-a menționat azi și despre calculul de tip value at risk, care până una alta este privit ca unul dintre principalele modalități de evaluare a expunerii la risc. Este și aceasta un factor limitativ, din păcate, ce obțin în perspectiva partenerilor noștri, pentru că se pare că printre consecințele nedorite a utilizării acestei abordări a fost inclusiv creșterea apetitului băncilor de a-și asuma riscuri neprevăzute, și asta e cumva o, să zicem, un paradox. Nu știu în ce măsură se vede, acestea sunt documentele la care fac referire, eventual bănuiesc că organizatorii o să furnizeze prezentarea online, în vreun fel se pot găsi în prezentare. Pe lângă autoritățile de reglementare, a fost interesant de văzut, acestea sunt lucruri cu care am venit cumva în contact tot așa 2005-2006, în momentul în care eu știam diverse lucruri despre măsurarea riscului operațional și după ce am venit în contact cu partenerii mei, m-am trezit că sunt fundamental contrazise și am rămas uimit de logica noilor argumente. Deci pe lângă autoritățile de reglementare este vorba de oameni cu foarte mare greutate în mediul academic internațional, de exemplu profesorului Robert Merton, care este colaureat al Premiului Nobel pentru un model matematic, mie personal nu-mi spune nimic, dar așa l-am găsit pe Wikipedia, Black-Scholes-Merton, folosit în diverse, cu diverse modificări în domeniul derivativelor și managementului riscului. A susținut în 95, deci tocmai în 1995, dezvoltarea unei noi discipline numite risk accounting, care să se focuseze pe măsurarea expunerii la risc și să devină o măsură dinamică a condițiilor financiare în funcție de care evoluează mediul financiar economic. Deci asta s-a întâmplat în 1995. În 2009, practic la vreo 14 ani, un alt profesor, Andrew Law, dacă veți căuta despre el, veți vedea că este una dintre sursele majore de informație pentru Congresul American în materie de ce se întâmplă în domeniul financiar bancar. Emite din nou o opinie în care de asemenea susține necesitatea creierii unei noi discipline care să furnizeze limbajul necesar pentru a permite găsirea unui sens în discuțiile despre riscul cu care corporațiile se confruntă în zilele noastre și o numește din nou risk accounting. Deci este vorba de un concept care practic a apărut dintr-o dezbatere academică în mare parte. Practic în acest moment, cum am menționat, În Marea Britanie, oamenii cu care suntem noi în contact au formulat deja un astfel de sistem de risk accounting, care practic nu face altceva decât care practic presupune atașarea de informații referitoare la risc la fiecare tranzacție desfășurată de o instituție financiar bancară. Informație care va fi folosită practic în calculul expunerii prin utilizarea unor unități de măsură standardizate. Și ei au venit cu această nouă unitate de măsură pe care au numit-o unitate de risc, risk unit. În acest fel, practic, întregul sistem de raportare al organizației va prelua, va agrega și va putea să raporteze diferențiat această nouă dimensiune. Iar principiul de funcționare este foarte asemănător cu cel al contabilității normale, de aceea poate fi folosit foarte ușor contabilitatea riscului ca și nume al conceptului, fiindcă nu necesită altceva decât îmbogățirea informațiilor despre tranzacții cu informațiile aferente riscului, la fel cum se face, de exemplu, cu informațiile referitoare la produs, la client, la centru de cost, unitate teritorială, segment de piață, etc.
Aceasta, în măsura în care e suficient de vizibilă, este o reprezentare grafică a felului în care funcționează metodologia. Nu o să insist foarte mult, practic luată de sus în jos. Se poate vedea că în intrările de date, practic, sunt ponderate, la primul nivel sunt intrările de date, care sunt ponderate apoi cu valori de expunere la risc, ce derivă din caracteristicile produsului și sunt coroborate cu factori legați de valoarea tranzacțiilor, fiindcă valoarea tranzacțiilor este foarte importantă pentru a determina pierderea maximă posibilă pe respectivul produs sau linie de business, etc. După care sunt coroborate cu factorii de diminuare a expunerii la risc, faptul că instituția financiară poate avea politici și proceduri care să prevină pierderile, elemente de bune practici, pârghii de control, etc. Iar rezultatul reprezintă o valoare a riscului rezidual, de asemenea măsurat în unități de risc, și care apare ca urmare acestei diferențe. Sper că am fost pe cât se poate de explicit și mie mi-a luat ceva timp până am înțeles. Din păcate, n-au putut să fie prezenți partenerii mei, care ar fi fost mult mai expliciți. Deci, practic, acestea sunt proprietățile măsurabile în care raportarea riscului poate fi prin care se poate face raportarea riscului prin acest sistem de risk accounting, riscul inerent, riscul practic specific unui anume produs sau proces, de exemplu, indicele de reducere a riscului prin politicile și procedurile interne, din care rezultă riscul rezidual și care va fi mult mai sintetic și care va fi mult mai ușor de corelat cu, să zicem, cu aspectele monetare prin care se poate fi acoperit. Toate aceste proprietăți măsurabile trebuie calculate pentru toate tranzacțiile aprobate pentru procesare în Registrul General și devin practic o prelungire a contabilității financiare, nu însă sub forma acestei contabilități a riscului. Practic, ce s-a întâmplat prin felul în care autoritățile de reglementare au reușit să determine piața să reacționeze, este că mai toate instituțiile financiare în acest moment nu fac altceva decât un loss accounting. Deci ei practic contabilizează pierderile, pe măsură ce ele apar. Deci este o abordare mai degrabă reactivă decât proactivă. Prin folosirea unui sistem precum cel de risk accounting, instituțiile financiare pot avea o abordare proactivă. Această viziune apărută în mediul academic de atâția ani e considerată ca având posibilități semnificative de a răspunde problemelor care se confruntă acest domeniu și, în schimb, constituie o adevărată provocare pentru a fi pusă în practică din punct de vedere al testării cât mai extensive. În continuare, practic, căutăm să găsim instituții care să dorească să exploreze această posibilitate pentru a testa și a calibra cât mai bine această metodologie. Pe scurt, ca și beneficii, și acest lucru am încercat să-l comunicăm în diverse discuții și în piață la noi, această metodologie, practic, poate să aducă un nivel mult sporit de vizibilitate cu privire la expunerile la risc în cadrul organizației. Și de asemenea este o zonă atât de, să zicem, atât de nouă și atât de inovativă încât părerea noastră este că va atrage foarte mult atenția mediului financiar bancar de afară, de la bănci până la autorități de reglementare. Ar putea să fie o ocazie foarte interesantă bine, aici este vorba și de presiunea politică, să zicem, care se exercită asupra autorităților de reglementare din fiecare țară. Practic, într-o țară ca România, n-ar trebui să fie la fel de mare ca într-o țară europeană sau în țări cu, să zicem, tradiție bancară mult îndelungată și foarte puternice din punctul ăsta de vedere, precum Marea Britanie. Deci, să zicem, libertatea de a experimenta e mult mai
mai pronunțată într-o țară ca România. În schimb, rezultatele sunt foarte, ar trebui să fie foarte interesante pentru autoritățile de reglementare de afară. Iar din punctul ăsta de vedere, încurajăm pe oricine este interesat să experimenteze cu această metodologie, să avem o discuție și să vedem de unde putem porni o colaborare.